Salutare tuturor! Ce ar fi să vorbim despre casa noastră? Pământul este un loc cu adevărat unic. Din câte știm, aceasta este singura planetă populată din univers. Și s-ar putea să credeți că acest lucru a fost întotdeauna așa și că viața pe Pământ există de milioane de ani. Dar de ce tocmai planeta noastră? Cum se diferențiază de alte obiecte din sistemul solar? Și cum a devenit posibil ca această planetă să devină Pământul? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să călătorim cu 5 miliarde de ani înapoi în timp și să începem cu începutul. Sunteți gata? Atunci, hai să începem! Haideți să călătorim înapoi aproximativ 5 miliarde de ani. Stai puțin! Ceva nu e în regulă. Nu există nicio planetă aici, dar suntem la locul potrivit. Soarele tocmai s-a născut și acum luminează tot în jur și e înconjurat de praf protoplanetar. Pământul nici măcar nu s-a format încă. Va trebui să derulăm înainte pentru a aștepta să apară și apoi vom vedea cum forța gravitațională face ca praful să se lipească de pietre mici, care apoi formează bolovani mai mari și apoi acești bolovani se unesc și, da, așa se formează planetele. Sunt doar niște bucăți uriașe de praf cosmic și pietre care se lipesc între ele. Va dura câteva milioane de ani până când Pământul nostru se va forma. Dar acum Pământul nu arată ca o planetă pe care o cunoaștem. Mai mult de atât, Pământul la începutul vieții sale este mai mult ca o planetă pe moarte. În orice caz, acesta este modul în care scriitorii și regizorii înfățișează adesea apocalipsa. Temperatura de aici depășește 1200 de grade Celsius. Nu există aer, doar dioxid de carbon, azot, sulf și aburi. Niciun lucru viu nu poate trăi aici. Pe lângă asta, practic nu există un sol solid pe pământul acesta tânăr. În schimb, există o mare nesfârșită de rocă topită. Dar asta nu e tot. O altă planetă tânără cunoscută sub numele de Theia se deplasează spre pământ cu o viteză de aproximativ 4 km pe secundă. Este de dimensiunea planetei Marte și se va ciocni cu pământul. Gravitația planetei Theia deformează suprafața planetei noastre și... BOOM! Valul exploziv călătorește pe Pământ, trimițând miliarde de tone de resturi în spațiu. Abia peste 1000 de ani, resturile vor forma un inel în jurul Pământului și în intervalul unui secol se vor uni pentru a crea Luna. Pe atunci era mult mai aproape de Pământ decât astăzi, așa că ni s-ar fi părut uriașă. Totuși, coliziunea cu Theia nu este singurul cataclism pe care planeta noastră l-a văzut chiar la începutul vieții sale. Au fost și ploi de meteoriți. Resturile rămase de la formarea sistemului solar atacă Pământul. Dar ceea ce poate părea o catastrofă este de fapt cel mai important eveniment din istorie. În interiorul corpurilor cosmice există picături mici de apă, o componentă esențială pentru apariția vieții pe Pământ. Apa este foarte limitată, dar ploaia de meteoriți durează mai mult de 20 de milioane de ani, creând corpuri de apă. Poate că unii dintre noi vor bea o parte din această apă în viitor, deoarece fiecare picătură de apă de pe Pământ are o vechime de miliarde de ani. Din cauza proximității Lunii, apa care acum acoperă planeta noastră este în continuă mișcare, dar satelitul se îndepărtează treptat. Furtunile se estompează și Pământul începe să se rotească mai încet. Acum putem vedea că nu există doar apă la suprafață, ci și insule minuscule. Aceasta este rocă topită care a izbucnit din scoarța Pământului. În timp, aceasta se răcește și formează insule vulcanice. În viitor, aceste insule se vor uni pentru a forma primul continent. Cu toate acestea, atmosfera este încă foarte toxică, iar căldura este insuportabilă. Nu te-ai putea bucura de o vacanță aici. În plus, numărul de meteoriți se dublează și bombardează Pământul. Totuși, planeta noastră a suferit dintr-un motiv. Meteoriții au adus apă pe planetă, dar oamenii de știință cred că nu e vorba doar de apă, ci și de minerale, proteine și aminoacizi. Pornind de aici, viața s-a născut lângă izvoarele termale. În acest moment, aceasta reprezintă doar bacterii unicelulare, dar acordă-le puțin timp. Dacă ne uităm la oceanul de mică adâncime, vom vedea sub apă ceva care seamănă cu niște roci. Acestea sunt de fapt comunități de cianobacterii sau pur și simplu grupuri de bacterii vii. Sunt hrănite prin fotosinteză, care transformă lumina soarelui și apa în glucoză, o formă simplă de zahăr. În procesul de transformare, oxigenul este eliberat ca produs secundar. De milioane de ani, aceste formațiuni au făcut minuni, umplând oceanele și atmosfera cu oxigen. Ele au fost cele care au creat condițiile perfecte pentru a trăi pe Pământ. Se pare că procesul de a face o planetă locuibilă este cu adevărat lung.
A trecut atât de mult de când s-a format Pământul, dar încă nu există niciun organism complex. Cu toate acestea, nucleul Pământului este încă activ. Este mai cald decât suprafața Soarelui. Această căldură separă scoarța Pământului și o împarte în plăci tectonice uriașe. Acestea se mișcă încet și trag oceane și insule în întreaga lume, unindu-le împreună. Acesta este, de asemenea, un proces lung, dar rezultatul a fost un supercontinent cunoscut sub numele de Rodinia. Apropo, potrivit oamenilor de știință, acest lucru s-a întâmplat de multe ori și cu siguranță se va întâmpla și în viitor. Din cauza activității geologice vaste, a apărut un număr imens de vulcani. Dioxidul de carbon pe care îl emit este amestecat cu apa care se transformă în ploi acide. Sâncile o absorb, împiedicând-o să se acumuleze în atmosferă și să păstreze căldura. După coliziunea continentelor, mai sunt multe alte roci. În același timp, din cauza schimbărilor climatice și a modificărilor radiațiilor solare, Pământul a început să se răcească. Poate o parte din motivul acestui lucru este apariția Rodiniei. În orice caz, temperatura de la suprafața Pământului a scăzut la minus 40 de grade Celsius. Gheața menține oceanele la o adâncime mai mare de un kilometru. Așa a început una dintre cele mai lungi și cele mai reci ere glaciare din istorie. Unii oameni de știință numesc această epocă Snowball Earth. Dar în ciuda gheții, planeta este încă fierbinte pe interior și numeroși vulcani erau încă activi. În timp, vulcanii au început să se activeze și dioxidul de carbon din erupții a început să se acumuleze în atmosferă. Astfel, s-a păstrat căldura solară și s-au topit ghețarii. Acest lucru eliberează o cantitate uriașă de oxigen care a fost prins în gheață timp de milioane de ani. Căldura, oxigenul și gheața devin din nou apă, ceea ce este ideal pentru dezvoltarea vieții pe Pământ. Nu este o coincidență faptul că această perioadă este cunoscută sub numele de explozie cambriană, deoarece foarte multe organisme vii au apărut atunci. Până când apar dinozaurii, mai este cale lungă, dar evoluția este deja pe drumul cel bun. Cu toate acestea, toți locuitorii noi ai Pământului trăiesc în oceane, deoarece pe uscat radiația solară este mult prea puternică, dar planeta noastră va rezolva în curând acest lucru. Deasupra Pământului, unde razele pătrund în atmosferă, se întâmplă ceva interesant. Radiația solară și oxigenul se unesc pentru a crea un gaz, ozonul. Treptat, acesta înconjoară întreaga planetă, absorbind radiațiile mortale. Astfel, viața pe uscat începe să apară. Se nasc organismele vii care sunt protejate de radiații. Primele plante produc și mai mult oxigen și apar noi locuitori pe uscat. Un pește cunoscut sub numele de Tiktaalik își poate modifica capul și poate folosi înotătoarele sale pentru a se deplasa pe Pământ. În timp, urmașii săi vor petrece din ce în ce mai puțin timp în apă, până când în cele din urmă se vor muta doar pe uscat. Peste câteva milioane de ani, strămoșii dinozaurilor vor apărea pe uscat. Gorgonopsidul și prada lui, Scutosaurus, sunt într-adevăr barosani. Dar soarta acestor creaturi, precum și a celor 96% de specii marine și 70% de vertebrate terestre, este inevitabilă. În urmă cu aproximativ 252 de milioane de ani, începe extinția Permian-Triasică, cea mai masivă extinție din toate timpurile. Cauzele sale sunt încă necunoscute. Se crede că unul dintre principale vinovați ar fi fost vulcanul Siberian Traps, care a erupt în această perioadă. Atmosfera se umple de toxine și dioxid de carbon. A fost groaznic. Însă extinția permiană a făcut loc unei noi specii, dinozauri. Continentele au continuat să se miște, supercontinentul Pangea își face apariția și apoi se dezintegrează treptat, luând o formă mai familiară. Acesta este un proces foarte lent, dar dacă derulăm puțin înainte, e clar că Oceanul Atlantic începe să prindă conturi. În ciuda mișcărilor continentelor, dinozaurii continuă să stăpânească Pământul. Nimic pe Pământ nu ar fi putut să schimbe acest lucru. Dar în spațiu, povestea stă altcumva. Un asteroid imens se îndreaptă spre planeta noastră. Apocalipsa dinozaurilor nu este departe. După ce a lovit Pământul, a distrus totul pe o rază de mii de kilometri. Fumul și cenușa acoperă planeta timp de mai multe luni și acoperă razele soarelui, ceea ce în final provoacă moartea dinozaurilor. Aceștia sunt apoi înlocuiți de mamifere. Atmosfera Pământului devine din ce în ce mai similară cu cea pe care o avem acum. Temperatura medie în jurul Pământului este de 24 de grade Celsius. Durata zilei este puțin mai mică de 24 de ore. Coliziunea plăcii tectonice indiene cu cea asiatică formează un imens lanț muntos cunoscut sub numele de Himalaya. Înainte, oceanul stăpânea acest loc. Imaginează-ți cât de vechi sunt acești munți. Iar acum, planeta noastră arată la fel ca orice glob modern. Lipsește un singur lucru.
oameni. Pentru ca o ființă umană să apară, Pământul trebuie să treacă printr-o altă schimbare. De-a lungul coastei de est a Africii apare o fisură imensă între plăcile care alcătuiesc coarța terestră. La marginea sa, munții cresc și împiedică apa din Oceanul Indian să curgă pe pământ. Devine mai cald și mai uscat. Pădurea tropicală din Africa se transformă într-o savană uscată. Conform unei teorii, acesta este motivul pentru care strămoșii noștri au trebuit să coboare din copaci și să caute hrană pe două picioare. Și, desigur, să stea drepți. Homo erectus este strămoșul direct al oamenilor moderni. Homo erectus avea o înălțime de 1,5 metri și putea să meargă pe două picioare. Activitatea lor principală consta în căutarea hranei. Ciudat, aceste creaturi bizare stau la originea întregii rase umane. Între timp, climatul se schimbă treptat. Nivelul mării scade, Marea Roșie se îngustează și devine mai puțin adâncă. Acest lucru permite unei specii noi să-l străbată și să meargă mai departe în căutarea unei vieți mai bune. Și probabil că știți la ce mă refer. Homo sapiens. De-a lungul timpului, strămoșii noștri s-au reprodus și s-au răspândit în întreaga lume. Dar în timp ce oamenii se deplasează spre nord, un zid uriaș de gheață vine spre sud. Lumea se schimbă rapid și devine mult mai rece. Pământul și locuitorii săi intră într-o nouă eră glaciară și blocurile de gheață continuă să se miște, schimbând peisajul. Milioane de litri de apă sunt prinși în gheață și nivelul mării scade. Potrivit unor oameni de știință, acesta este momentul în care apare culoarul natural dinspre Siberia și Alaska, culoarul prin care oamenii intră într-o lume nouă. Dar epoca de gheață nu poate dura pentru totdeauna. Treptat, gheața se topește și se deplasează înapoi. În locurile unde a lăsat urme, se formează lacuri și așa arată astăzi planeta noastră. Pentru a afla istoria ei, călătorim înapoi 4,5 miliarde de ani. Totul pe pământ își datorează existența unei varietăți de factori. Cerul deasupra capului, umiditatea care dă viață, lumina soarelui, diverse forme de viață și chiar și noi înșine. Toate acestea sunt rezultatul unor catastrofe și coincidențe aleatoare. Ceea ce părea neînsemnat la prima vedere a modelat de fapt planeta noastră. Cam atât despre formarea planetei noastre. Vă invit să scrieți în secțiunea de comentarii ce credeți că se va întâmpla cu planeta noastră în viitor. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a primi ultimile noutăți.